сейчас. Да, 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 Niculescu! Dulăul, șeful cel mai mare critic de restaurante din România, la care face recomandările pentru stelele Michelin, Moss! Băi, muterită, nu mă mai... Maestre, ai intrat? Băi, nu! Bă, te grasule, nu mai știi! Nu e el! Bă, el e el, aș recunoaște dintr-o mie! Nu seamănă cu el, dar nu e el! Nu e el! Băi, nu, băi, nu, băi! Băi, Ilie! Băi, ce face? Așteaptă! Băi, ce te așteaptă? Ce face? Nu, dumneavoastră, maestră, el așteaptă! Băi, Ilie, du-te tu! Da! Iei meniu, dă-i paltou! Da! Hai, băi, mă încurci! Iei paltou, dă-i meniu! Dar nu vreau să mă duc eu, șeful! De ce să mă duc? Băi, nu se poate! Dar du-te, mă, tu nu l-ai văzut tu primul! Și ce dacă l-am văzut, te-am adupă! Băi, nu! Băi, nu m-am văzut! Băi, Dragule! Cine-i Dumnezeu tău? Bună seara. Da. Ui, nu am putere să mă uit când aici. Ce face? Mamă, mi-au transpirat palmele. Băi, drăgulii, bine că i-a dus faltonul aici, să-mi pută de la mâncare, sau de la... Băi, de ce-i pus faltonul pe jos? E faltonul omului. Lată-l, așa. Băi, ce face? Se uită în meniu. Băi, ăsta-i Dulău, ăsta nu se uită meniu, ăsta caută lot în papură. Dar avem, maestre, avem drob de miel în papură, avem friptură de porc în papură, avem cornulețe cu prapură și gem de prapură. Dragulim. Da. O moară. Băi, nu mă rog, am treabă, că... Băi, zubit, așteaptă-l acolo. Băi, mă duc, îmi trec. E restaurantul meu, sunt pe curul meu, sunt pe aia, așa. Ia uite-mă dacă mă duc eu. De ce mă duc? Căi! Ai stau pe omul ăla, știi? Nu vă spărați, nu vă spărați. Ce vrei? Domnul, pe de jumătate de oră așteptam, vă rog. O să mă rugăminte dacă vă poate aici. Pentru o jumătate de oră, o oră. Dacă ai bunăvoința, să mori! N-am mă rătă. Nu trăiți. Bine ați venit la restaurantul Lacrimi și Minți. Lacrimi și Dinți. Bine ați venit la noi. Era să vezi un ăsta, un muc, un gat. Ce faci, doctor Hirț? Tu mă-ți permiți? Aș vrea să vorbesc cu patronul. Eu sunt... Ce-mi recomanzi? Al restaurant. Adică stai, da. Deci ce-ar dori? Un aperitiv, o aia, o... O selecție de brânzeturi cu mucegai. Cu toată brânza noastră e mucegăită oricum. În sensul că e mucegăită în sensul bun. Adică, doamne, ce mucegăit din Franța. Și un vinișor lângă, dacă dorim doriți. Un vin roșu dulce. Deci, la vânzeturile cu mucegai.
Vino roșu de mițec. Bine, cum îți permiți, domnule, adică îmi spui mie ce vreau să beau? Un vin roșu. Dulce, nectar, dragă. Tu pui și niște mirenier, dragă. Băi, selecție de brățeturi, băi. Selecție, le-ai selecționat? Și vin roșu dulce. Dulce! Bine, ce mai dulce? Bine. Să numește furculiță. Mai avem. Și avem aici un chateau. Bravo. Esfăl. E bun. Și scump. Ce? Și nimic. Așa. Să mă duc brânzeturile. Asta. Ar merge niște mere, parcă spune ceva de mere. Mai niște mere proaspăt. Ce mai proaspăt în mere? Aici vă zici. Deci a fost bun. Am mâncat ce mai bună. Deci la fel de ce ați dorit. O friptură în sos la măriș. Cu ceva salată. Aveți salată? Aici n-ați fiu nimic, deci la nivel de salată pe 2 metri, în jur, să-i cei mai buni. Să fie ceva simplu, o salată verde, să zicem. Pentru a noastră și maro. Deci friptura, de care să fie? De capră. Fifi, cântă-mi, te rog, ceva. Am ați dorit altceva, avem... O vrubioară extraordinară, niște costele de porc, foarte proaspăt, porcul e în spate. M-am săturat de impertinența capitale. Am zis, friptură de capră, friptură de capră să-mi dai. Mai lasă-mă cu sugestiile dumitale tâmpite. Hai, maestre, hai, gândiți-vă ce înseamnă o stea Michelin. Mai dă capul meu ce grea-i viața, mă, frate, mă. Mi se zburcă mie de poftele tale, băi, eu capra mea rotai! Dumnezeu, știi ce nește? Băi, mi se zburcă mie brânza domnilor de cine ești tu, știi? Ceva nu mi s-a întâmplat în îndelungata mea carieră. Nu vrei să zic ceva, ăsta-i de-abia începutul. Adică? Nota de plată.
Hai, spală, spală.